asta, băi, eu m-am întâlnit zilele astea cu banii Igor, să zic așa, banii Igor, eu ok, eu tu chinim asac la șes, tu duci la Moscova, așa, tu și acolo faci și dvijeni, înțeli și faci, faci, și dacă vii, băi, în țară, și o să carantinei, că dacă eu mă nervez, apă, eu dacă mă nervez, ia până și Putin nu-ți salvează, băi, pasanaje. Și-a mai tare și mai doare, știi ce? Că eu la primăvară n-am spot să mai mănânc de astea, cum se cheam, clubnișii. Că n-am să aibă și liprăși. Hai, Igoraș, da, mai lăsați sus! Domnul Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, e mult zis, dar bine, lasă fi așa. Am înțeles că inițiați să o decorați pe doamna ministră a sănătății Viorica Dumbrăveanu pentru gloria muncii. Ce pula mea a muncit femeia asta în carantină. A citit statistici că s-au îmbolnăvit atâția oameni, urmează să se îmbolnăvească atâția, că atâția oameni au murit. Ce gloria muncii? Ce a muncit femeia asta pe timp de carantină? Păi dacă ea a muncit și merită gloria muncii, doctorii care au stat și sunt nădușă cu tot măștile pe față, ei ce merită? Ce merită acești medici? Că de fapt ei au muncit în această perioadă și muncesc și mor pe front, cum s-ar spune. Dar doamna ministră, fut gloria muncii! Doamne, mai vreau o pandemie să fiu și eu ministru al sănătății, să primesc și eu o gloria muncii. Păi dacă ministra e gloria muncii, primești trofeu. Și dacă doamna Viorica Dumbrăveanu merită această distincție de stat, gloria muncii, atunci Igor Dodon merită gloria mele. M-ați înțeles? Cu stimă și respect al vostru Emil cu stil. Azi, acum sau niciodată. Nu uita, fă-mi bine și să primești o distincție. Citește un raport și să primești o distincție de stat. Pe această notă pozitivă, pe această notă încurajatoare pentru toți doctorii, vă doresc succes, baftă, curaj. Voi munciți că are cine primi distincții, gloria muncii, Doamne! Invidioase păsărele, pe la mări sicuri se adună, se cacă în ferestrele, noapte bună! Neața, s-a trezit dulceața, ador când mă pornesc în oraș și nu lucrează liftul și scările astea. Mie îmi place să le urc, nu să le cobor niciodată în viață, nu cobor scările decât doar astea. Снедогонят, нас недогонят, все зауронят и на уронят. Asta e, eu pur și simplu să-mi amintesc când eram eu pat mare și îmi plăcea când pizda. Приветик, приветик. Что вы делаете, мои хорошенькие? Мои, chiar dacă n-am trofeu Gloria Muncii, am așa o situație. Am înțeles că în scară la mine, aseară, s-au depistat bolnav de COVID. Nici n-am fost anunțat cu un anunț, cu ceva. Băi, mă mai păzesc. În lift nici nu mă sui, nu mă ating nimic. Dar pe așa-și scașe. Nu pot să cred, dragilor. Deci am primit foarte multe mesaje, inclusiv de la doctori, inclusiv de la familiile doctorilor. Dar mesajul care m-a ușit pur și simplu este următor. Domnul președinte, am mai dat un astfel de trofeu, gloria a muncii, unui doctor care l-a operat de hemoroi. De hemoroiz. Deci, gloria muncii, dacă e... Domnul doctor, o trebuie să nu-i faci, nu-i repari curul, dacă apuc, el gândește... curul și aici e reparat, Doamne iartă-mă. Să închipui gloria muncii la un doctor, că deși că eu scos ghemaroi. Cei care v-ați operat de ghemaroi, doctorul să aibă urgent gloria muncii. Domn președinte, eu trebuie să vă zămăjez, să vă spun așa. În primul rând o trebuie să licuiești capul ca să ai cu și judeca. Să licui curul și abia gândești și ai mai sănătos. Doamne iartă-mă. Să vă vede cine iubește la nebunie compotul division. Tec, 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 tec. Una s-a sinucis. Că nu a auzit că Verica primește trofeu. Fetele numai s-au bronzat și m-am nezbrozat. Au văzut că am început să o filmez și s-au ridicat de pe fotoliu. Dar eu plijesc, poftim. Așa-i? E ca poftim azi sărbătoare, Sfântul Pavel și Pietru. Bat clopte la biserică. Ieri în loc și la slujbă, uitați-vă unde stau doamnele.
La slujbă! La slujbă, fietele! La slujbă, tot amu! Eu mai am o fashion este, auzi? Fashion, ia-mi tu aștereac. Ia de clipi colecționa, nu se arăt la băieți. Și de bravă ești tu, ia să așa băi părul. Și culoare asta? Ce clar e? Fă nebună, și ieșit, fă. Maniuța, hai vin la mine, vine fata, vine coș. Spune și tu, neața s-a trezit măgăreața. Sine frumoasă. Tu m-am zis, dacă e s-o dezlegat. Și stai în drum și aștept cineva să o drăgânească. Ce. Maniuța. Fata. Să și zile am ajuns. Eu m-am plecat să filmez și eu n-ajunge la... Aleu, dați gârii, blin. Bună ziua. Mă numesc Emilian Creț. Spuneți-vă, rog frumos, unde trăiește Lia Tăburceanu? Nici nu se uită la mine. Lia Tăburceanu, din Vireșeni, dacă o sun și nu răspunde. Lia, unde ești, papur? Verde de malin, multe lume trec și vin. Șai-la-la-i-la, trec și anii mei, cum trece floarea de tei. Hei, 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 poliți. Astăzi m-am trezit cu o dispoziție debordantă, fraților, cu un frig care-mi îngheață ovarul stâng, că pe dreptul am tăiat de reacului, că n-am nevoie de două, unu, dar bun să fie! Dragilor, am auzit că în satul Molovata Nouă, pe malul Nistrului, se vând case vechi din astea ale buneilor noștri. Dacă cunoașteți astfel de căsuță, dați-mi și mie un zvanoc, poate... Nu știu, mai știu, o căsuță așa, o pitorească veche, la un mal de Nistru, la un grătar, la o bruscuță ocăită. Te-ai zbogățuile? Și cu țanii! Așa! Cuțu! Ne? Hai! Încă o leacă și gata! La vinoș, nanu astăzi zic ca bossul în spate, ceau! Fetele stau azi în față, le-am dat voie. Am două surori ca două flori, una... Mănânc bomboane, dar alta conduce. Nervat stilistul din mine. Am văzut chiar acum trecând pe stradă o domnișoară cu niște forme mai voluptoase un pic, într-un costum, pantaloni scurți, shortici și măicuță în zebră, negru cu alb și chiloții roșii. Dragii mei, dacă aveți chiroz de socialiști, ascundeți-i. Nu-i frumos, n-ai cum. Dar bine că i-ați scos să vadă că roșu la chiloți se potrigește și doar la bă. Nu cum vă să te îmbraci așa, nu pot. Dacă aveți un costumaș care se privede cât de cât lingeria intimă, nu e o problemă să se prevadă, dar nu să fie roșie. Ce vă uitați, domnișoară, la mine, comentez și eu ce se îmbracă fata aia. Costum în zebră, transparent și chiloți roșii de ăștia până la buric. Zevăcică, nu... O leacă, o lecțică de gust, nu mult, nu e vorba aici de kilograme sau nu, de gust, e ca atâtica. La urmă, dar lasă-i jos chiloți și e mai frumos. Hei, bună, sunt Nina Vitamina și am multe vitamine. Părul ăsta plin de oloi de ricin, doamne, nu-l poate scoate, tați. Piribor de oloi. Domn președinte. Și s-a întâmplat în căpșanul singur că ți-ai schimbat imediat geniala idei de a o decora pe doamna Viorica cu gloria muncii. Tot timpul, Matale, când spui, faci. Tot și spui Matalea, păi legi pentru Matale, dar nu și pentru cetățenii acestui petic de pământ micuț și drăguț, ci chiar nu merită Viorica. Acum ai zis că îi dai trofeu, amă, nu-i dai trofeu. Dar de să-i dau eu un trofeu, că am acasă un dichiatru, doamne, iartă-mă. Igor, nu puia, zaia, da dunci că măi haroșii. Am și, da sau ba, că nu înțeleg. Rușinică la obraz. Și morala pentru domnul Dadon. De 7 ori măsoară și o dată de trofeu. Iată, stau acum și mă întreb, oare filmulețul meu a făcut cumva ca să-i schimbăm părerea lui Igor sau nu? Că nu știu. Voi cum credeți? Da? Sau ba? Scuzați-mă, dar n-am putut să nu-mi îndeplinesc pofta mea să bag în mine un kebab fericit.
Mă credeți că voiam ușa să greșiți ceva? Mă credeți sau nu? Ascultați atent, ia! Neața! Se adapă dulceața! Eu ador dimineața să beau apă minerală, dar cât mai multă. Și acum găl gata la lucru. Nu, n-am băut nimic, nu. Pur și simplu, apa rece minerală, îmi zduși și vine. Și astăzi noi o să mâncăm carne de prepeliță și ouă. Apropo, le-am primit ieri la Negurieni, le-au adus Anatol. Mulțumim tare mult și pentru... Și ouășoare de prepeliță, în cazul în care aveți nevoie. Eu fac reclamă pentru că au nevoie, nu pentru că am primit un leu. În cazul în care aveți nevoie de carne de prepeliță cu ouășoare și de ouă de prepeliță, atunci apelați. Iar eu mi-am luat costumașul de țăran de la Negurieni și mă duc să pun florile de la Paris. Toc! Tufa nu trebuie ca să se vadă, că e cald. Și ți-a venit odras la acasă, uite cum șede. Vrei drăgănit. Doamne, și tot zilim, ca și sănătatea lui mamica, schior lăind. Deseori, dragi prieteni, când vreau să zic gospodarul se întoarce, era un partid, un cacoita politician, a avut un partid, gospodarul se întoarce. Numai că data asta gospodarul nu se întoarce, dar pune florișelele pe care le-am primit din Franța. Sper să fie ceva. A, deja au colte, au fost date cu dragoste. Ia-ți-o, mamnica, fauci frumoasă și poziție frumoasă. Mama! Ia uite cu uite, zi primit. Uitați, vie în loc să mă ajute, eu mă filmez. La mine prea puține flori, prea multe flori nu există. Ele pur și simplu trebuie pus. Miu, miu, miu. Vedeta serii astăzi este Mania, uitat. A, bravo, așa, na, fata, na. Ia. Bună dimineața. Uitați-vă. Lavinia! Ce faci acolo? S-a trezit, nici pe față s-a spălat. Și mănâncă linte. Am scos gardul, pentru că așa cum am zis, vreau să spun aici ghiveci mari cu flori. Noi cu mama acum strângem sămânța de flori, care deja e multă, și uite cum să scutură. Și astăzi suntem alintați cu tort, cu jele făcut de la Mia Sorella, nu la Sia Sorella, nu, de la Marcica Sorella. Uitați-vă cum arată, blatul are 3. Apropo, o chestie foarte importantă, nu mă întrebați, vă rog, cine rețeta, întrebați-o pe dânsa, nu pe mine, nu știu, I don't know, because, nici n-aiu ea. Dar, întrebarea mea, dacă cineva din voi știe un curs de cofetar de vreo 2 săptămâni, dacă toți sormea nu-s duși în Italia că e carantină și ne-o închis aici în Moldova, dați-mi un indiciu, unde să fac e 2 săptămâni un curs de... să mai adauge niște chestii culinaristice. Aute, brusuși cum șed, aute. Înapoi cu mămica o scăvăriu o lecțică mai mărișoară, hai. Mai mărișoară ca da, ta ești ca la o mamă adevărată. Merg eu pe străzile Chișinăului și mă gândesc ce se întâmplă în capul unor oameni când o văd pe această doamnă sexy elevată. Hai, la tine reacția e bună, dieti budut, hai. Dar sunt alții, Doamne Dumnezeule. Mai iei cu iava o leacă? E acel moment când duci în ospții la cineva și când îți zici trebuie să-ți dau la pachet și tu spui dar nu trebuie, dar nu trebuie. Dimineața nu știi cum arăt de să mănânci. Ceva din voi m-a întrebat Emilian, floarea care a adus-o din Cuba, s-a prins? Nu s-a prins, uitați-vă și mărișoare. Deci deja ușor încep să ias petele. Eu personal nu înțeleg drujii ăștia care te cheamă la dânsă, tu stai, mănânci. Ei îți dau o cățâc de tort, când acolo a rămas o jumătate de găină, a rămas și niște sălățâcă, cașcaval, niște fructișoare. Mihai, Valentina, mă scuzați, dar eu am să renunț la prietenia noastră, pentru că eu mănânc formăturile astea. Eu așa, prieteni, nu înțeleg, băi, a rămas o jumătate de găină, băi, așa, făcut, legumișoare, cașcaval, cea scump, aproape cum și gai. Ce să fac? Am să mănânc apă. Oh.
Mulțumesc din masă. Mulțumim. Nu știu, dar nu știu ce faceți voi personal, dar noi personal. Lilica, privet, papșan. Ne ducem unde? La Costești, în sfârșit, Gospodi Pabilui. În sfârșit, Costești, cel frumos, anotimpuri, iarna nu, doar vară, povești, basein, opa, sex, sex, tăt este Ștefan cel Mare, lebedi, vânători nu. Sfârșit, pești de la Costești, deja putem să venim și lacul e aici și baseinul e acolo. Da, s-a deschis, gata, cam ușa, Emilian, dar și spate, da, spate, într-un număr restrâns, câte patru, ca pești și ori ești. Unde mergem la vinie? La not. O luăm și pe garafa asta? Da. În bulinata asta, hai să ne noți la... Hai, repede. Deci eu am și ai mei levi, drui și soră. Ei au vrut ca și cum să-i distrez un pic și eu mi-am făcut și așa și pot și nu i-am distrat. Și cum stăteam eu așa în picioare frumos, dintr-o parte Sorela, dintr-o parte Sambriș, ia și piloță în jos. Eu m-am pomenit cu jumătate de Costești, o văzut. Eu i-am dat. Și eu văzut. Filmat. Lilia a filmat, dar Lilia nu pune pe internet. Noi o vindem la licitație. Lilia ne-a văzut. Tu a văzut gogoșari. De la 2000 de euro în sus. Gogoșari ți-a văzut. Nu e gogoșari, la mine e chiperi corn. Corn, corn. Bună seara. Anastasia Antonovna, dar ce lungă sunteți la rochie dumneavoastră! Ce faci tu? E ca scoate seala, am mâncat și mi-a spus. Ce mâncat bun? Două șireșele? Nu, chiureș cu catlete. Pârjoale, mama! Pe Instagram spune pârjoale și ești țarang și cu tine. Pârjoale! Dar ce avem noi aici? Uitați-vă! Uitați-vă ce avem noi aici. Uitați-vă ce avem noi aici. A, și hulubașa. Și poate fi mai gustos decât pâinea proaspătă, salata proaspătă și ia ca așa. Dar nu s-o scoți. Lasă-i pașa, uitați-vă. Va, acolo era o pupuță, de vreo câteva ori tot vine și caut, poate a face un cuib aici. Există pupăza din tei și pupăza din grădina lui Emilian. Hei, hei. Plin, în grădina. Asta-i Mara și se uit la fix așa-i mare și frumoasă, dar mai este așa, ești mintei. Un satate mintica. Moc! Ce-ai făcut din fata asta, că tătii sățoasă?